Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, prieteni, așa cum dumneavoastră v-ați obișnuit deja, dacă e joi seara, desigur că este emisiunea Fiți Oameni. Mă gândesc că cei care sunteți în fața micilor ecrane, deja poate că vă uitați mirați, obișnuiți să mă vedeți în studioul televiziunii ETV. De data aceasta vreau să vă spun că mă găsesc în Germania. În Germania, aici unde am ajuns, Germania pentru mine este o țară deosebită și cei care îmi cunoașteți deja povestea vieții știți la ce mă refer. Spun pentru cei care nu cunoașteți, în anul 1993 ajungeam într-un penitenciar din Germania, numai că lucrul acesta pare o tragedie pentru cei mai mulți oameni, desigur așa este. Dar pentru mine s-a transformat într-o binecuvântare și s-a transformat într-o binecuvântare pentru că în acea închisoare din orașul Braunschweig am avut harul acesta, să spun așa, am avut bunătatea aceasta din partea lui Dumnezeu să pot să găsesc această carte, Biblia, pe care am citit-o și Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, m-a născut din nou, m-a adus la o viață nouă și pot să mărturisesc că am devenit un creștin autentic, un creștin practicant, un om care a hotărât acum mai bine de 26 de ani să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Sunt pentru câteva zile așadar în Germania și am profitat de lucrul acesta pentru că aici am întâlnit o persoană deosebită. Cei care ați urmărit și urmăriți emisiunea încă de la începutul ei, am pomenit de câteva ori despre un bărbat din comuna Liești, numele lui Dorosan Florin, am povestit, am spus câteva lucruri, numai că acum în seara aceasta eu vreau să vi-l prezint pe domnul Florin Dorosan, căruia îi spun un bun venit în emisiunea Fiți Oameni. Vă spun sincer, sunt nespus de mulțumitor lui Dumnezeu că a potrivit lucrurile în așa fel să pot să înregistrez această emisiune, să poată Florin să fie cu noi în seara aceasta pe parcursul minutelor care ne stau la dispoziție. Ceea ce îmi doresc este ca cei care vă găsiți în Galați, în Brăila, în județele Galați și Brăila, desigur în penitenciarele Galați și Brăila, nu știu sigur, dar poate și Tichilești, cred că emisiunea ajunge și acolo, și cei care aveți ocazia să urmăriți emisiunea pe internet, vă doresc din suflet o inimă deschisă și îmi doresc atât de mult ca ceea ce auziți să fie pentru slava lui Dumnezeu și pentru bucuria dumneavoastră, a noastră, a tuturor. Vreau să mai specific un lucru, după care o să îi permit prietenului meu să spună, are multe să spună, nu știu dacă o să reușim în 50 de minute, dar cât reușim, o să reușim. Vreau să vă mai spun, dragii mei, să aveți înțelegere față de noi. Nu suntem oameni profesioniști, nu suntem iscusiți în a așeza cuvintele, suntem oameni simpli, suntem oameni a căror viață am pus-o în mâna lui Dumnezeu și tot ceea ce veți auzi în seara aceasta, vă încredințez că vine dintr-o inimă sinceră, o inimă transformată de bunul Dumnezeu. Încă o dată vă doresc din suflet binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo unde vă găsiți, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Florin, sunt nespus de bucuros că am putut să te prind. Aș fi vrut să fii în studioul emisiunii Fiți Oameni, în studioul televiziunii ETV, dar ne găsim aici, nu are importanță unde ne găsim, important este ceea ce ai de spus în seara aceasta telespectatorilor care te ascultă. Bună seara, frate Vasile, bună seara tuturor care mă auziți. În special vreau să salut frații mei din închisoare care mă aud și vor asculta emisiunea. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur că am ocazia de a mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Mă bucur din toată inima pentru bunătatea lui Dumnezeu care s-a revărsat într-un chip minunat în închisoarea din Galați, acolo unde l-am primit și m-am întors la Dumnezeu. De aceea vreau în câteva cuvinte să mărturisesc cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și mă rog Domnului Iisus Hristos ca, dacă este cineva și ascultă emisiunea aceasta, Dumnezeu să miște inima și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți
și El să lucreze la inima dumneavoastră, să vă întoarceți și voi la Dumnezeu, pentru că viața fără Dumnezeu este un blestem. Și aș vrea în câteva cuvinte să vă spun cum a fost viața mea fără Dumnezeu. Florin, hai să începem cu începutul. Mai întâi să ne spui, deși am spus eu numele tău, dar mai spune-ne vârsta, spune-ne unde te-ai născut, așa o introducere. Mă numesc Dorosan Florin și am 42 de ani. M-am născut în județul Galați, într-o comună din apropiere, din comuna Liești. M-am născut într-o familie simplă și acolo, în familia aceea, am crescut așa, într-un fel, neștiund despre Dumnezeu, dar Adică în familie, tatăl tău și mama ta, și spun lucrul acesta pentru că îmi aduc aminte că și eu am spus asta, cartea aceasta pe care o văd înaintea ta și e o carte prețioasă, n-a fost în casa ta, în casa unde te-ai născut și nici tatăl tău și nici mama ta nu au deschis cartea aceasta să vă îndrume viața pe pe calea aceasta a nu, credinței. niciodată n-am citit cartea aceasta până în închisoare. Nici în familia mea nu am văzut-o. Tatăl meu nici nu știa despre ea. Cartea aceasta și Biblia eu am citit-o în închisoare. În rest, până la vârsta de 19 ani și jumătate, când am fost arestat, eu n-am văzut cartea aceasta. Cum de-ai ajuns, Florin, să fii arestat? Ce s-a întâmplat până în momentul în care poliția te-a arestat și te-a trimis în penitenciar? Până în momentul când am fost arestat, de la vârsta de 11 ani, 12 ani, am început să fiu rebel așa în familie și am început să plec de acasă, mi-a ieșit în cale un anturaj care trăia altfel și mi-a plăcut viața lor și m-am alăturat față de ei și la vârsta de 16 ani făceam parte dintr-o gașcă de băieți, de vreo 6-7 băieți, unul mai rău ca altul. Și uite așa a început viața mea, să mă unesc cu ei, să merg cu ei, să beau cu ei, să facem cu ei toate lucrurile. Și vă spun că am făcut mult rău împreună cu ei, dar Furturi, furturi, tâlhării. tâlhării, în special tâlhării și furturi. Foarte multe tâlhării Deși și aveai o vârstă foarte fragedă. foarte fragil. Eram la 16 ani, 17 ani, până la 19 ani și jumătate când am fost arestat, asta făceam, Dar furam spune-mi, te și rog, tâlhăream. părinții tăi, în speță, tatăl tău, știa de modul tău de viață? Tatăl meu știa, a intervenit, m-a și bătut, m-a și... Dar într-un moment n-am mai putut face nimic. Eu am plecat de acasă, n-am mai avut Adică ți-ai luat viața în propriile niciun mâini. control asupra mea, am plecat de acasă și nu am mai putut să facă nimic. El din contră îmi spunea, tatăl meu, cum a fost el așa, niciodată nu a furat, nu m-a N-a dat fost în niciodată în cap, închisoare. niciodată n-a fost în închisoare. El, așa cum era el, m-a învățat de bine, nu m-a învățat niciodată să fur, să dau în cap. M-a învățat chiar să muncesc, Numai că dar numai influența că influența, anturajului anturajul a care îl avut mai aveam mare și, putere. în primul rând, nici mie nu-mi plăcea să muncesc. Făcusem banii, începusem să Mă gândesc că dau până din atunci ai gustul. văzut exemple în Am jurul văzut tău exemple la băieți de... mai mari ca mine Exact, și, exact. împreună cu prietenii mei am început să facem ceea ce făceam. În timp ce tu vorbești, mi-am adus aminte de câteva cuvinte extraordinar de importante pe care aș dori, dragii mei, să îmi permiteți să le citesc. În cartea aceasta sfântă, e cartea scrisă de cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, este vorba de împăratul Solomon. În Proverbe, capitolul 1, de la versetul 8, scrie așa: Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, ceea ce tu n-ai făcut, Florin. Nici eu n-am făcut la vremea
respectivă. Căciile sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău, chiar dacă părinții noștri ne-au sfătuit de bine, ne-au spus, măi, nu te duci acolo, nu fă aia, nu fă aia, totuși n-am ascultat de ei. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, hai să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca la locuința morților și întreji ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi. O pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor. Căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Florin, mă gândesc că dacă ai fi știut cuvintele acestea, și nu dacă ai fi știut, ci dacă le-ai fi împlinit, le-ai fi pus la inimă, viața nu ar fi ajuns la un moment dat într-un penitenciar. Cu siguranță, dacă știam cuvântul acesta, nu făceam ceea ce am făcut, dar dorința ta de a te îmbogăți, dorința de a-mi trăi liber, de a-mi trăi singur, să fac ce vreau, da. Dorința aceasta m-a adus în momentul când, la 19 ani și jumătate, pe 10 martie, în 98, la 7 dimineață, am fost arestat. Exact. Din pricină că nu am ascultat cuvintele acestea. Și la 7 dimineață am fost arestat, venind polițaiul de la noi, spunând că doar mai trebuie să mai iau o declarație. Bineînțeles că nu a fost așa, m-a chemat la post, direct cătușele, și în 2 ore eram pe arest la Galați. Florin, vreau să ți aduc aminte, eu știu că tu ai emoții, e normal să ai emoții, dar vreau să ți aduc aminte, pentru că știu, cunosc din povestirea ta, că atunci când ai fost arestat, erau niște oameni care strigau ceva acolo în fața postului de poliție. Să mai aduci aminte? Da, noi făcusem un furt, mai mulți din prietenii mei, și ne-au prins poliția, ne-au făcut reconstituire și vecinii mei de acolo, oamenii care erau după stradă, strigau, împușcați-l, domnule, și luați-l de la noi. Eram atât de rău că să săturase mulți oameni ar fi dorit să scape de mine. Și văzând că s-a întâmplat lucrul ăsta, chiar strigau, luați-l, împușcați-l, scăpați-ne de el. Da, nu vrem așa și ceva. Și acum, nu că, doamne, strigau, dar pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Strigau așa, adică au ajuns atât de disperați încât chiar își doreau să nu mai existe. Sigur. Te-au dus în penitenciar, la Galați? La Galați am fost dus pe camera de arest. Văzându-mă acolo, în mintea mea au venit... Era pentru prima dată. Pentru prima dată în viața mea făcusem lucrul acesta. Excelent. Și la mintea mea au venit atâtea gânduri, chiar și să mă ucid. Mă uitam în viața mea, Doamne, numai rău am făcut. Acum, la vârsta de 20 de ani, vârstă frumoasă, excelent, am fost arestat și eram sigur și eram conștient că voi lua mulți ani de pușcărie. Și văzându-mă acolo, clar, în mintea mea s-a născut gândul acesta de a mă ucide și vedeam... S-a trecut prin cap așa, da, ceva? Da, sigur. Vedeam că viața mea s-a năruit cu totul. Deja era o viață năruită și... Cam câți ani credeai că ai să stai? Te gândeai cel la... puțin 10 ani. Cel puțin. Cel puțin 10 ani. Da. La câte furturi și tâlhării am avut, cel puțin 10 ani. A urmat un proces. A urmat un proces după mulți ani, multe... Înfățișări la judecătorii, cu tot felul de fapte, cu tâlhării, cu furturi, cu amenzi, cu multe procese am avut și într-un final am fost condamnat la 2 fapte știute. Și ai primit? Am primit la tâlhării 5 ani și
6 luni, după aia la un furt 3 ani și jumătate. S-au contopit și mi-au dat 7 ani. Deci nu 10 ani, 7 ani. Aproape. 7 ani. Și mulți ani. Am stat o lună de zile pe arest, după aia m-a dus în închisoarea din Galați, în Pușcăria Mare. Și acolo, când m-am văzut intrat acolo, am zis că de aici nu mai ies. Extraordinar. Atât mă uitam în viața mea. Mă gândesc că erai speriat. Speriat. Nu ai un fizic niciodată. Impresionant. Eram un copil micuț. Da. Eram și ce din pricina 1,65. 1,65, da. Din pricina erai un copil. Multe lucruri care am făcut, poliția de la noi mi-au făcut și un dosar cu roșu, unde nu puteam ieși nici la lucru în închisoare pe perioada de detenție. Adică au specificat că au ești specificat o persoană periculoasă. Sunt o persoană periculoasă și nu pot ieși nici la lucru, asta, nu pot asta, beneficia. Asta mă gândesc că e foarte dăunător în penitenciar. E foarte, foarte dăunător. Te ține doar pe cameră cu recidiviști, cu... Da. Da. Unde ai ajuns? Pe ce, adică pe ce secție ai ajuns? Mă gândesc că la un loc cu cei care au făcut crime. După o lună de zile am ajuns în închisoare în penitenciar. M-a dus pe secția a patra. Acolo, bineînțeles că pe secția a patra erau cei ce au făcut crimă, recidiviștii, erau toată spuma Galațului acolo. M-au băgat la camera 304 prima oară și acolo de multe ori m-am înscris ca să ies și eu la lucru, dar niciodată nu m-a scos. Îmi spuneau, având dosar cu roșu. Aveam dosarul cu roșu și îmi spunea, tu nu ai voie să ieși la lucru. Da. Și uite așa, am petrecut 4 ani și 7 luni în închisoare în Galați. Dar după 2 ani de zile, chiar de Paști, pentru prima oară cineva, un bătrânel, mi-a zis, Florin, uite, eu merg la adunare, vin acolo cineva și predică Evanghelia. E așa de frumos, să cânt așa de frumos. Îți mai aduce aminte numele bătrânelului? Tăbăcaru? Nu Tăbăcaru. Nu. Nu. În fine, nu are mare. Nu-l mai țin minte. Da. Am ieșit pentru prima oară în viața mea, mi-a zis că acolo să cânt așa de frumos, așa, să vorbește despre Biblie. Bineînțeles că eu am râs. Veneau oameni de la anumite confesiuni. Veneau, sau... da. Uh-huh. Și eu neieșind afară nici deloc, m-am gândit în mintea mea, îi zic să mă înscrii și pe mine pe tabelul ăsta să mai ies, să mai fac o combinație, o țigară, un săpun. Dar spune-mi, te rog, nu la întâmplare întreb, persoana respectivă a pomenit cuvântul acesta, pocăiți, hai la pocăiți. Da. A pomenit. Da. Și în mintea ta cum a sunat? În mintea mea a sunat așa de urât, pocăiți, și aia pocăință, nu mă interesează. Ce știi tu despre pocăiți? Eu știam din pocăiți că ei fac... Sunt noi, sectanți? Sectanți, ei sunt... Sting acolo, lumini? Sting lumini. Nu, deci nimic de bine. Nimic clar. De bine și nici nu m-a interesat. Chiar am râs. Prima oară am râs și am zis, lasă-mă în pace cu pocăiții. Vreau să vă spun că nu la întâmplare am pus întrebarea și asta, pentru că dumneavoastră m-ați mai auzit vorbind, traducând, dacă vreți, cuvântul acesta. Iată că, deși au trecut 30 de ani de la Revoluție, estimați spectatori, oamenii încă au reticențe față de acest cuvânt sfânt, acest cuvânt care a ieșit din gura Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos a spus, mai întâi Ioan Botezătorul și apoi Domnul Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci n-am inventat eu cuvântul acesta, nici cineva din America, așa cum s-a tot vehiculat după Revoluție, că au venit americanii și au adus nu știu ce, nu știu cum. Dragii mei, n-a venit niciun american. Porunca aceasta, pocăiți-vă, este din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit ca fiecare om de pe pământul acesta să se pocăiască, înțelegând prin asta să se întoarcă de la căile lui cele rele la Dumnezeu. Să părăsească minciuna, viața cu toate păcatele ei și să vină la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care poate în adevăr să binecuvinteze
viața omului. Florin, vreau să vorbești mai mult tu, dar a trebuit să mă explic încă o dată, deși am făcut-o de mai multe ori. Ai auzit cuvântul acesta, la fel ca și la mine, a fost reticiență mare, ai ajuns acolo. Cumva cu inima strânsă. Într-un final m-am hotărât și am spus colegului meu să mă înscrie și pe mine pe tabelul acela care se făcea. Se făcea un tabel care dorea să iasă de bunăvoie, să înscria și era spus. Corect. Care nu era nicio problemă. Și într-un final i-am spus, bine, trece-mă și pe mine, aș vrea să ies și eu, să văd și eu ce fel e acolo. Dar vă mai spun încă o dată, n-am ieșit cu niciun gând, doar să mai iau din cameră, să te mai întâlnești cu unul, cu altul, mai, în rest, mai schimbi o vorbă. Da. Dar asta a fost în anul 2000, până în Paști. Pentru prima oară am ieșit la întâlnire și am auzit despre Domnul Iisus Hristos și am auzit despre cuvântul acesta, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așa de urât mi-a sunat, pocăiți-vă, ce să mă pocăiesc? Dar eu n-am ce să mă pocăiesc. Cum să schimb eu religia? Ce să schimb eu? Oamenii. Eu n-am de ce să mă pocăiesc. Eu îmi țin credința mea și am fost odată, am fost de două ori, am fost de mai multe ori și ceva s-a întâmplat în inima mea, nu știu, parcă ceva din inimă îmi spunea, ieși acolo. S-a întâmplat în urma ceea ce auzeai, mă gândesc, la întâlnirile respective. S-a întâmplat ieșind, auzind cuvântul lui Dumnezeu, ceva a început să mă miște în inima mea și să îmi dau seama că sunt un păcător și că am nevoie de Domnul Iisus Hristos. Eu până să aud despre cartea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, eu știam că nu sunt păcătos. A fi păcătos înseamnă să faci crimă, eu nu am făcut. A fi păcătos înseamnă să strici casa cuiva, acte de eu terorist, să omori oamenii. Dar eu n-am păcate. Dar auzind cuvântul lui Dumnezeu, m-am văzut ca într-o oglindă așa. Am văzut că sunt un om păcătos și că am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Am ieșit acolo de mai multe ori și am auzit acest verset care aș vrea să-l citesc din Ioan, capitolul 3, versetul acesta minunat, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. În timpul ăsta când am ieșit, îmi puneam o întrebare și îmi suna în minte întrebarea aceasta, oare Dumnezeu va mă mai ierta pe mine? Mai poate să mă ierte Dumnezeu pe mine? Câte am făcut eu? Da. Și citind cuvântul acesta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, căci a dat pe singur său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și am început, mi-aduc aminte că ți-am cerut un Nou Testament, l-am luat, am ajuns în cameră, colegi, lasă-ne mă cu, ăla e Biblia pocăiților, nu o citi. Dar vă mărturisesc că am avut așa recitență. Reticiență, da. Corect. Dar m-am suit la patul 3, m-am întors cu fața la perete și am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu. A venit atunci o cercetare în inima mea că am început să plâng ca un copil. Colegii mei din cameră spuneau că am înnebunit. Ce s-a întâmplat, Florin? Ce s-a întâmplat? Plângeam, mă vedeam, citeam cuvântul lui Dumnezeu și mă vedeam un om păcătos care am nevoie de îndurare lui Dumnezeu. Și strigam la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Iartă-mă și ai milă de mine, păcătos. Și în anul, în 2000 chiar de Paști, a venit mama mea cu pachet la mine, m-a vizitat și mi-a adus 14 pachete de țigări Carpați. Pachetul de țigări fiind o valută acolo. Pachetul de țigări era ca și cum ca bani. Aveai țigări, aveai bani. Asta a fost ca să unii poate nu știu, să vadă cât de important ce era. Cei din închisoare, dacă văd emisiunea asta, cunosc ce înseamnă să ai un pachet de țigări în buzunar. Și am primit 14 pachete de țigări de la mama, am schimbat două pachete de Carpați într-unul Viceroi și am început să aprind o țigară, să fumez. Și vreau să vă mărturisesc cum am auzit o voce la urechea mea și am aprins o țigară și am auzit o voce care mi-a spus, arunc-o. Până atunci eu strigam la Dumnezeu și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de țigări, scapă-mă. Fumam de la 11 ani. De la 11 ani fumam și
Îmi doream din toată inima să scăp. Nu puteam. Cum mă trezeam, cum fumam. Pachete întregi. Și doream din toată inima să pot. Am încercat de N ori, dar nu am putut. Și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu existi, ajută-mă să scap de țigara aceasta. Și, bineînțeles, am început să aprind o țigară și am auzit o voce clar la urechea mea, aruncă... O voce care răsunată în gândul tău, dar în lăuntru, nu că ai auzit o voce în exterior, ci în lăuntru. În mintea mea, exact. O voce, un gând puternic, un țipăt așa puternic, aruncă-o acum. M-am întors la colegul meu, a zis el ceva, l-am întrebat, a zis, n-am zis așa nimic. De puternic. Așa de puternic mi-a sunat în... N-am băgat de seamă, după aia iar am mai tras un fum și după aia încă o dată vocea asta, arunc-o. Și am aruncat țigara și de atunci n-am mai fumat. N-ai mai simțit nicio nevoie. Nicio nevoie. Am luat pachetele țigări, sacoșa care am primit-o, am dat-o la colegi. Și de atunci, fără să primești ceva pe ea. Fără nimic, le-am dat degeaba. Gratuit, exact. Gratuit, cu toate că trebuia să le arunc și să le rup, le-am dat gratuit. Și de atunci am simțit și am văzut cum Dumnezeu mă caută și Dumnezeu vrea să mă ajute. Și am început să citesc Biblia, să mă rog, să postez, să strig către Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că a venit cineva, un păstor, să predice Evanghelia și atunci el a făcut o chemare și a zis, care vrei să te întorci la Dumnezeu? Și eu am mai făcut-o de multe ori și la întâlnirile care le aveam și atunci am simțit o putere că mă atrage la ea și am zis, Doamne, vreau să te urmești. Și de atunci a început o transformare colosală în viața mea. Slavă Domnului! Dragii mei, ceea ce vreau să foarte scurt, pentru că povestirea ta continuă, când l-am întâlnit pe Florin în penitenciarul din Galați, era, dacă nu mă înșel, anul 2000, trebuie să vă spun că trăsăturile feței lui nu arătau cum arată astăzi. Era un om foarte încruntat, era un om desfigurat, de fapt, ceea ce era în inima lui se vedea lămurit pe chipul lui. Vă spun lucrul acesta pentru că după câteva întâlniri bune pe care le-am avut, am observat cu ochiul liber cum fața lui pur și simplu se schimba de la o întâlnire la alta, în sensul că fața lui era luminată. Și, dragii mei, mi-aduc aminte de un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Psalmul 34 sau 37, nu mai știu exact, dar cred că 34, spune acolo un verset, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și ați întoarce un mod de a-ți întoarce privirile spre Dumnezeu este de a privi în această carte, de a citi din această carte ceea ce Florin făcea la vremea aceea și în felul acesta trăsăturile feței lui se schimbau. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de cartea aceasta pentru că ea vindecă sufletul, dragii mei, și când sufletul e vindecat, trăsăturile feței arată altfel decât cele care erau atunci când nu știam nimic de Dumnezeu. Florin, continuă. Mi-aduc aminte că porecla mea, până să mă întorc la Dumnezeu, era Baraba. Prietenii mei mă numeau Baraba. Eu nu știam de numele acesta, Baraba. Nu știam că era cel nu care că a fost eliberat în locul Domnului Iisus. A fost eliberat în locul Domnului Iisus Hristos. Dar ceea ce m-a marcat, ceea ce făcuse Baraba, am făcut și eu. Și îmi puneam întrebarea, Doamne Iisuse, iartă-mă și ai milă și de mine păcătosul. Am făcut ceea ce am făcut, Doamne, dar mă întorc la Tine și vreau să am o viață nouă, vreau să nu mai trăiesc cum am trăit până acum, ci vreau să schimb viața mea și din Baraba care am fost, Tu să faci un om care să fiu folos societății și un om care să-L iubesc pe Dumnezeu. Era adică rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea mea către Dumnezeu și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. A început să lucrezi într-un chip minunat în viața mea. Nu-mi mai plăcea să fac ceea ce făceam înainte. Și închisoare, făceam multe lucruri. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel că nu-mi mai plăcea să stau cu să mai fac ceea ce făceam, să mai beau, să mai fumez. Minciuni, bancuri, tot felul de... înjurături, nu mai zic cum mă trezeam. Nu mai aveam nicio plăcere. Aveam colegi, cum mă trezeam, ne înjuram foarte mult și
lucrul ăsta te afecta. Foarte mult, foarte mult. Aveam un limbaj foarte urât și... faptului că tu ai fost născut și, din Dumnezeu. Nu mai puteam, nu că mă forțam, ceva s-a schimbat, parcă nu mai, n-am mai putut. Ai fi vrut să mai folosești cuvinte, dar nu mai puteai. Mai venea câteodată un moment, dar nu mai puteam, ceva s-a întâmplat și Dumnezeu a început să lucreze într-un timp minunat. Uite așa am ieșit timp de 2 ani și 7 luni în continuu și săptămână de săptămână, ba câte două zile, miercurea și vinerea sau marța și joia, așa de mult veneau acolo mulți care vesteau Evanghelia și m-am trecut pe toate tabelele și ieșeam zi de zi să aud Evanghelia și să mă bucur. Așa sete, așa dorință era. Așa sete și așa dorință era. Facă Dumnezeu din cer să vină dorința asta și setea asta în inima tuturor românilor. Amin. După 4 ani și 4 ani și 7 luni de zile a venit momentul când la o săptămână, două, mi-a venit sentința și mi-a spus de eliberare, da. Mi-a spus că într-o săptămână voi fi liber. Vreau să atâta așa emoție a venit că pe loc mi s-a umplut fața de bubi. Nu credeam și nu-mi venea să cred că voi ieși afară. Dar totodată strigam către Dumnezeu că știam că dacă voi ieși afară, mi-era teamă să nu iau din nou, cum mulți au hotărât, au ieșit la adunare în închisoare și când a ieșit afară, tentația, lipsa de bani, lipsa de traiul acesta, s-au întors înapoi. Și rugăciunea mea puternică și necontenită înaintea lui Dumnezeu așa suna: Doamne, în curând voi ieși afară. Te rog, ia-mă în mâna ta și nu mă lăsa să mă întorc la viața mea veche care m-a avut-o. Vreau să ies cu tine, vreau să rămân cu tine și să te slujesc pe tine. Și în octombrie, pe 23 octombrie, în 2003, a venit vremea să mă liberez. Părinții mei știau că voi veni acasă, ei să pregătesc. Mai aveam încă 6 frați acasă. Ei se pregătiseră că mă vor libera. Au tăiat porcul, dar au pregătit dimingeana. Să fie o sărbătoare că le vine băiatul. Au pregătit dimingeana de vin, au pregătit că vine băiatul din închisoare. Foștii mei prieteni, toți erau acasă, mă așteptau. Plină curtea. Vecini, prieteni, frați, neamuri, mă așteptau acasă. Erau pregătiți pentru sărbătoare. Am venit acasă, vă spun drept, cum am intrat pe poartă, mi s-a umplut inima de întristare, văzându-i ei l-așteaptă pe Florinul care îl știau. De mic copil mi-a plăcut să beau, la 16 ani, 15 ani, dormeam prin șanțuri, atât de mult beam, de dimineață și până seara. Și acum pentru tine băutura devenise un dușman. Pentru mine devenise un dușman băutura și când i-am văzut așa de tare m-am supărat și m-am întristat și le-am zis: oameni buni, frații mei, familia mea dragă, vă iubesc, mă bucur să vă văd, dar... Știu că ai băgat mâna în geantă. De ce știu? Pentru că eram acolo. Da. Că am mers împreună. Am băgat mâna în geantă și am scos Biblia și am spus că cartea asta a schimbat viața mea. M-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Au căzut cerul. Păi cum adică te-ai pocăit? Ți-ai schimbat credința? Și da. Mama mea, tatăl meu, ce ai făcut? Cum? Ți-ai schimbat credința? Păi, și ai zis, nebunit, Florine. Ai nebunit, Florine. Nu erai nebun când făceai... Dar le-am zis și... Ce credință aveam eu înainte când dădeam în cap și luam banii oamenilor? Ce credință aveam când dormeam prin șanț, înjuram de dimineața și până seara și
Ce credință aveam? Atât de orbi sunt oamenii, Florine, și acum, bineînțeles că noi nu vorbim cu dispreț, dar nu vorbim să judecăm pe cineva, ci vorbim pentru că avem o durere în inimă, dragii mei, și la mine s-a întâmplat la fel, am ascultat multe mărturii ale oamenilor, a căror viața a fost schimbată de Dumnezeu, și atunci când au revenit în familie, cuvântul care l-au primit, cum a fost și în dreptul lui Florin, a fost că au nebunit. Dar nu înțeleg. Oare nu sunt nebun atunci când mint, când fur, când scot din gură tot felul de mizerii, când bag mâna în buzunarul oamenilor să-i tâlhăresc? Oare nu cumva atunci eram nebun? Sau acum când am revenit acasă și am luat hotărâre să îl iubesc pe Dumnezeu și știm din Scripturi că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă și a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. A ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le și tu la fel. Asta înseamnă să fii un creștin autentic. Da, au spus că ai nebunit. Și au spus că am nebunit și ei s-așteptau să ne bucurăm. Începem cu băutura, toți, muzica, să cânte muzica, da. Să audă satul. Bineînțeles că au fost dezamăgiți, au fost oarecum și șocați, așa că nu știau hotărârea mea, dar totuși am început să le spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și m-au ascultat și mi-au dat dreptate pentru că știau viața mea care am trăit-o înainte, știau ce fel eram, știau da. Ce am făcut și unii chiar mi-au dat dreptate, chiar vecini care înainte strigau luați-l și împușcați-l, au venit și ei și le-am spus cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și au rămas uimiți, cum așa? Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă la câteva zile să merg la toți care le-am făcut rău, să merg la oamenii care le-am făcut rău, care i-am bătut, da. Care... Asta este și, o dovadă a pocăinței. Și am luat câte o Biblie și m-am dus la vecinii mei, m-am dus la preotul... Să le cer iertare de ceea ce aveam făcut. Un vecin preot la două case de mine și m-am dus și la el că mult rău i-am mai făcut. Da. M-am dus și i-am zis că m-am întors la Dumnezeu, cred în Domnul Iisus, vreau să-L urmez pe El. Și am fost la toți și a fost o binecuvântare. Chiar Slavă. Oamenii au rămas uimiți. Cum Slavă. Tu... Ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis că Domnul Iisus Hristos a lucrat la inima mea. M-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit, cum spune Domnul Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și am venit să vă cer iertare pentru răul care vi l-am făcut. Îmi pare rău pentru tot ce v-am făcut. Iertați-mă. Am luat și o sacoșă de Biblie, m-am dus la postul de poliție. Bineînțeles că în post... M-am întâlnit cu cel care ți-a făcut dosar, cu cel care mi-a făcut dosarul și cel care a scos pistolul și mi l-a pus la tâmplă. A zis că de mâna mea vei muri. De mâna mea vei fi împușcat. Așa ți-a spus. Așa mi-a zis. Exact. Tu vei muri din mâna mea, eu te voi împușca. Și m-am dus în postul de poliție, aveam o sacoșă plină de Biblie, că postul este mare, mulți lucrează la noi în comună, este mare comuna. Am luat o sacoșă de Biblie și să le dau la fiecare. Și în birou acolo m-am găsit cu domnul polițai. Când m-a văzut el cu o sacoșă, gândindu-se ce avea acolo, așa oare nu speriat. Așa mi-a zis, stai acolo, ce-i cu tine? Și i-am zis că m-am liberat, am venit cu biletul de liberare și dintre care vreau să-i mulțumesc din toată inima că Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat prin el și răul care a fost făcut și prin a mă aresta și mă aduce la închisoare, Dumnezeu a făcut răul acesta într-un mare bine. Excelent. Și vă mulțumesc din toată inima că Dumnezeu a lucrat în felul ăsta cu dumneavoastră, că m-ați arestat, am fost de-am citit Biblia și Dumnezeu a schimbat viața mea. Și el a zis, extraordinar. Am atâția ani de când lucrez în poliție. Lucrez de atâția ani în postul ăsta de poliție. N-a venit nimeni să-mi zică, îți mulțumesc că m-ai arestat. Ba din contra, să mă înjure sau mai știu eu ce fulgere. Să mă... Și da. I-am zis că acolo în 4 ani și 7 luni de zile, în mâna mea am găsit o carte în închisoare, care este Biblia și am început să o citesc și vreau să o trăiesc.
și Dumnezeu a schimbat viața mea. Și m-a felicitat și ba din contra, din multe întâlniri, ne mai găseam pe stradă și s-a bucurat de schimbarea mea, și a văzut-o și altora, și spunea și altora, foștilor mei prieteni, uite, voi de ce nu vă opriți, opriți-vă cu atâta pușcărie ați făcut, uite, Florin cum a făcut, și într-un fel mă dădea exemplu și a lui Dumnezeu să fie slava și mulțumesc. Florin, mai avem puține minute și zic puține minute, chiar dacă mai avem 10 minute, povestirea ta este extraordinară, este destul de lungă, dar vreau să trecem la un alt episod important în viața ta. Știu, pentru că am petrecut mult timp împreună, că a venit la un moment dat dorința aceasta de a te căsători. Dar te gândeai, și acum te gândeai pe bună dreptate, cine să ia un tâlhar, un fost tâlhar ca mine? Cum a fost? A fost greu, fratele meu. Mi-aduc aminte episodul acesta. Am început să frecventez adunarea de la noi, de la Liești, și acolo, de cum am intrat în adunarea aceea, mi s-a pus ochii pe o fată, care este și soția mea acum, care o cheamă Estera. Nume de împărăteasă. Am pus ochii pe ea. Ea era un pic mai mică ca mine. Dar totuși mă gândeam, nu cred că va accepta nimeni. Cine că nu o să audă ce trecut. Cine să mă ia pe mine când aude de 5 ani de pușcărie ce a făcut? Și într-un final mi-am luat inima în dinți și m-am dus și am cerut-o în căsătorie. Clar a fost un nu respicat. Dar totuși, venit din partea ei. Din partea ei, da. Extra. Totuși am iubit-o și m-am rugat Domnului Iisus Hristos. Și ai zis, trebuie să câștig lupta asta. Și trebuie să câștig lupta asta, dar 4 ani de zile m-am rugat pentru ea și am postit și i-am zis, Doamne, lucrează Tu, o iubesc și lucrează Tu la inimă. Mă gândesc că părinții nu prea au fost încântați să audă. Nu-i judec, un lucru normal. E un lucru normal. Că și eu, dacă aș fi părinte și să vin un pușcăriaș cu 10 ani de pușcărie și a făcut atâtea, să zic că dă-mi pe Sabina, aceeași repulsie voi aveam și eu. S-ar putea să se întâmple la fel, nu știm. Nu știm, dar părinții categoric nu au zis nu. Nu. Dar totuși Dumnezeu în bunătatea Lui și în marea Lui îndurare a lucrat la inima soției mele și a zis da. Într-un final a zis da, ne-am dus la părinți. Bineînțeles că n-au fost de acord prima oară, dar într-un final Dumnezeu a lucrat la inima lor și Dumnezeu mi-a dat o prințesă, Estera, dintre care Dumnezeu, în marea Lui bunătate, ne-a dat prima fetiță pe Denisa, care are 12 ani. După aia, la 2 ani, ne-a mai dăruit 2 gemeni, băiat și fată, și suntem o familie binecuvântată. Slavă Domnului! Vreau să spun tuturor celor care mă ascultă, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și îmi doresc din toată inima să puneți la inimă lucrul acesta. Nu vă chem la o religie, nu vă chem să... Ci la o relație. O relație cu Dumnezeu. Că mulți oameni, și pe mine, dacă mă găsea cineva pe stradă și mă întreba, crezi în Dumnezeu? Da. Și spuneam, da, cum să nu cred în Dumnezeu? Dar când mă duc la furat, mă rog. Când mă duceam la furat, chiar vă spun drept, da, mă rugam și spuneam, Doamne, ajută-mă. Oamenii fiind inconștienți de faptul că nu se pot ruga lui Dumnezeu pentru așa ceva. Dacă mă întreba cineva, crezi în Dumnezeu? Spuneam clar că cred, cum să nu cred în Dumnezeu? Dar una e a crede în Dumnezeu și alta e a crede și a face ceea ce spune Dumnezeu. Dar eu nu știam ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Și mă rog din toată inima ca să puneți la inimă lucrul acesta. Căutați și citiți Biblia. Am avut și eu, vreau să precizez lucrul acesta, știam că, așa am auzit, că Biblia pocăiților e altă Biblie. Nu o citiți, nu puneți mâna pe ea, nu are crucii. M-am dus la preotul de la capelă de acolo și am zis, părinte, vreau și eu o Biblie, uite, am o Biblie de la pocăiți, dar vreau o Biblie de la biserică, de la noi. Și mi-a dat Biblia de la biserică, de la noi,
Și nu mi-a fost mirarea că ceea ce scria în Biblia de la Biblia Pocăiți, scria, scria și Biblia de acolo, de la biserică, de la noi. Și da. Da. După ce m-am liberat, am o mătușă de-a mea avea o Biblie veche și ceea ce scria în Biblia mea scria și în Biblia ei. Clar. Dumnezeu a lăsat cuvântul acesta nu numai pentru pocăiți. Dumnezeu a lăsat Biblia pentru toți oamenii. Cine o citește și o împlinește, ferice de el. Dumnezeu îl va binecuvânta. Cine nu o citește și o lasă acolo, Dumnezeu n-are nici nu știe ce vrea Dumnezeu de la el. Eu citind Biblia mi-am dat seama că Dumnezeu mă vrea pentru el și Dumnezeu și-a dat viața pentru mine și vrea ca eu să fiu un om care să-l slujesc pe el, să-l iubesc pe el și să fac voia lui. Florin, în două minute te rog frumos să ne spui de ce ai plecat din România. Astăzi ești în Germania de 6 ani, de 7 ani. E o mare întrebare de ce am plecat din România. Și grea, mă gândesc. Și grea. Iubesc țara România. Acolo m-am născut, acolo am copilăria, acolo am prietenii, neamurile. Dar în situația în care este România acum și era România, am 6 ani, am plecat pe 7 ani de căsătorie. Posibilitatea de a-ți clădi un posibilitatea viitor. Niciodată. De asta am fost și de multe ori am fost în situația când aveam un leu să-mi trimit copilul la grădiniță și m-am rugat Domnului. Deși lucrai cu mâinile tale. Lucram cu ziua, dar nu ți ajunge. 50 de lei pe zi, ci luam azi, mâncam mâine. Și am fost într-o situație foarte grea și m-am suit în podul casei, am postit și am strigat către Dumnezeu. Doamne, Tu ești Dumnezeul adevărat. Aveai datorii mari. Aveam datorii, aveam, când am venit în Germania, am venit cu 16.000 de euro datorii. Și am zis, Doamne, eu ca să plătesc datoria asta nu voi putea niciodată, doar să mă duc la furat. Ceea ce pentru mine nu mai exista. Dar m-am rugat la Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea Lui a pregătit un om care să mă ajute și îi mulțumesc pe această cale. Și Dumnezeu m-a adus în Germania aici și mi-a purtat de grijă, chiar dacă nu știam limba, nu aveam nimic, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Avem o căsuță unde putem sta. Sunteți de 7 ani. Am vândut casa mea din România, am venit aici, ne-am cumpărat o casă, lucrez, familia e sănătoasă. V-ați cumpărat o casă cu un împrumut de la bancă. Un împrumut de la bancă. Dar e casa voastră. E casa noastră. În loc de chirie, plătesc rata la bancă. Da. Și suntem fericiți. Încă o întrebare și, din păcate, emisiunea, adică timpul aproape s-a dus. Crezi că te vei mai întoarce vreodată în țară? Îți dorești lucrul ăsta? Fratele meu, dacă m-aș întoarce în România, atât un gând am. Eu cât am stat în România, mi-a plăcut să merg să spun oamenilor despre Dumnezeu. Da. Și dacă Dumnezeu, eu nu zic că nu mă voi întoarce, dacă Dumnezeu mă va chema și va hotărâ să mă întorc din nou în România, mă voi întoarce la porunca Lui, dar altfel niciodată. Dragii mei, timpul s-a scurs aproape fără să ne dăm seama. O poveste de viață extraordinară, Florin Dorosan, care la un moment dat, ca mulți alții, au pornit pe drumul acesta abrupt al infracționalității, crezând că va fi bine, crezând că va duce o viață mai ușoară, mai plăcută. Nu a fost așa, pentru că după toate fără de legile pe care le-a făcut, a trebuit să vină vremea să plătească. A stat 4 ani și 7 luni în penitenciar, aproape 5 ani, dar ceea ce a fost minunat și este extraordinar este că a ieșit de acolo un alt om. Un om schimbat de puterea Evangheliei, un om schimbat de puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu. Și avem nevoie de Dumnezeul acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeul acela care îl găsim pe pagine Sfintele Scripturi. Nu în Biblia pocăiților sau în Biblia mai știu eu cărei religii, nu. Nu există decât o singură Biblie. Bineînțeles că ea s-a tradus, dar scrie același lucru.
pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De asta are nevoie România. De asta au nevoie cei care ne conduc țara. Președintele țării, cei care sunt în guvernul României, în Parlamentul României, au nevoie să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Amin. Și să conducă țara noastră, să conducă România așa cum ne-a lăsat scris Dumnezeu în cuvântul Său. Noi ne rugăm, sunt mulți oameni care se roagă. Mă bucur din tot sufletul de exemplele acestea extraordinare ale oamenilor acestora care ajung pe cea mai de jos treaptă, acolo în penitenciarele din România. Dar de acolo ies oameni schimbați, transformați de puterea Evangheliei. Dragii mei, aceasta este dorința mea pentru poporul român, ca în România să se producă o trezire spirituală, o reformă din punct de vedere spiritual și să înțelegem că ceea ce spunem cu gura trebuie să împlinim și cu fapta. Nu este de ajuns să spun că sunt creștin, să declar asta doar la nivel verbal, doar la nivelul gurii, la nivelul vorbei, ci trebuie să se vadă lucrul acesta în viața mea. Mă rog din toată inima mea ca Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce conduc țara noastră, să le dea lumină, să le dea înțelepciune, să le dea discernământ, să înțeleagă că poporul român este un popor creștin. Și dacă este un popor creștin, atunci trebuie să trăiască așa cum Dumnezeu ne-a lăsat scris în cartea aceasta. Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Așa cum dumneavoastră v-ați obișnuit deja, până săptămâna viitoare, joia viitoare, când ne vom întâlni iarăși, vă doresc din suflet să fiți oameni și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Doamne ajută, multă sănătate! Amin!